Iacob, gol! Ce frumos, ce frumos a executat Paul Iacob această lovitură liberă și ce să respingă. Vine șutul, gol! Gol Craiova, gol de 3 puncte. Acum reușește să înscrie. Colegi, Neguț așează cu pieptul frumos, supraoare cu talpa, Iacob, gol! Frumos așezarea lui Neguț, preia aici Marius Constantin, se elimină extrem. Întrează bine și pericol, agață acolo Iacob, mingea ajunge la marginea galului de 16 metri, o centrare a lui Rață, intervine acolo și Florea, pericol în continuare la poarta lui Râmnicianu, șut și gol! Achează pentru a doua oară în acest sezon, iese și voluntarul la joc, până acum deloc preocupat de construcție, de ofensivă, echipa lui Bogdan Andone, iată câte încercări au avut cei de la Chindia, la urmă Dulcadi. Excelent, excelent, Daniel Florea pătrunde în zona centrală, Daniel Florea îi face culoare acolo, Neguț, este 1-0 pentru Chindia. Trei benzi pe sens, iată, adică ce face Neguț, îl ia cu el pe Baxevanos, Bușu preocupat și... Să urmărim șutul foarte puternic al lui. De atent, mingea a trecut și pe la Iacob și ce șut. Este cea mai bătută echipă. Mai sunt două formații, să-l vedem acum pe Iacob. Trimiți. Neguț e acolo în duel cu Ispas. Neguț, mingea este recuperată de Baxevanos. În planul reușește să intre în posesia mingii, întoarce la Paul Iacob, centrarea acestuia mingi. Bate Neguț destul de bine în careu și Iacob. Popa, Iutric îl lasă să preia, mare greșeală. Iată ce preluare bună! Peste poartă, gata, galon din terenul său. I-a pasat lui Daniel Popa și acum tot el a apărut aici și a preluat. Foarte bine, el și făcuse din preluare, îl păcătuse. Blocat regulamentar de Ispas, Golovka l-are în față pe Suciu, Golovka, centrare interesantă, formidabil! Mingea este scoasă aproape de pe linia porții de Paul Iacob. Formidabil de intervenție, foarte, foarte spectaculoasă, cu mingea respinsă din preajma liniei porții, dar aceasta a lui Paul Iacob este de dreptul formidabilă. Balon blocat de către Sila. Lovitură de cap!